Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, a început deșteptarea. Bună dimineața. Eu aș vrea să nu mai spunem că în țara asta nu se valorifică tot și că nu luptăm împotriva risipei. Sunt oameni care se ocupă cu asta, care recuperează orice. Văd ceva pe stradă, li se pare că ar putea fi... Da. Ce-am văzut e al meu. Da. Poliția a găsit, că nu pot să spun că i-a prins, adică nu cred că ăia fugeau, pentru că aveau niște șine cu ei. Deci ăștia erau doi hoți care furau șină de tramvai, mă, băiatule, în București. Șină de tramvai. Vă imaginați ce musculoși trebuie să fi fost. Crezi-mă cât de mult contează perspectiva în viață? Eu cred că reciclau. Păi asta zic și eu. Ei practic valorificau, luaseră pentru... Da. În vederea reciclării. Pentru că la noi, pentru cetățenii care nu sunt din localitate, se schimbă... Șinele. Șinele de tramvai. Aici pe linia 5. Bulevard important, pe Barbu Văcărescu. Și oamenii ce-or fi zis? Nu-i păcat de ele? Și cam voi cum credeți că s-a născut hitul Fiare luăm? De aici vine. Fiare luăm. Deci sâmbătă 9 martie s-a întâmplat. Zi de sărbătoare. Poate oamenii erau veseli. Potrivit unui comunicat al poliției, sâmbătă în jurul orei 16:30, polițiștii secției 6 poliție din sectorul 2, de pe raza sectorului 2, au prins în flagrant doi bărbați, în timp ce sustrăgeau mai multe bucăți de șină de tramvai și obiecte din fier de pe linia unui tramvai. Logic. Și adevărul cât de roaie este una. Da. Dacă tot te-ai apucat de o treabă, faci. Bă, șine de tramvai, băiatele, nu mi-aș imagina niciodată. Și i-au invitat la secție. Dacă se ia capace de canal, da, și să vă faci accident, eu zic că mai bine. Băi, să știi că eu am cărat odată când eram în clasa 8-a, împreună cu prietenul meu, Mihăiță, vecinul meu, care era în clasa 6-a, un capac de canal. De la ce v-ați luat? De la ce v-ați luat? Ducem la școală. Fier. Și a scos capacul de la canal. Nu l-am scos. L-am văzut eu, era aruncat undeva. Și am hotărât să-l ducem. Ce vremuri, tulburi. Da, mă, da. Să găsești capaci aruncate. Asta se întâmpla, da, exact. Ce risipă era pe vremea. Era în mormanul de gunoi din spatele fabricii Automatica, din parcul Floreasca. Fabrică ce a dispărut de mult acolo, înțeleg că se va face ceva mol, lângă patinoar, care și el a dispărut de mult. Și noi învățam la un liceu din zonă și atunci am hotărât să-l ducem. Și practic trebuia să urcăm panta de la groapa Floreasca cu un capac de canal. Era de la de fontă, de la 6 găuri, înțelegi? Alea cu 4 găuri sunt mai subțiri. Alea de 6 găuri, tată, sunt antiatomice pentru adăpost antiatomic. Și inițial ne-am dus, am zis, ce, luăm în brațe. Nici n-am putut să-l clintim. Și atunci Mihăiță a luat căruciorul de butelii al bunicului său. Ne-am dus cu căruciorul de butelii. Cumva am reușit să urcăm acana așa într-o rână capacul pe căruciorul de butelii. Am urcat jumătate pantă și după aia căruciorul de butelii s-a rupt în două. Și capacul de canal a rămas acolo. Călare pe jumătate cărucior pe care n-am mai putut să recuperăm nici pe aia. Sunt foarte grele, bă, băiatule. Adică trebuie să-i înțelegi pe oamenii ăștia. Da. La secția de poliție, hoții au fost invitați să elaboreze un pic pe marginea subiectului și acolo, la elaborare, s-a mai aflat că cu 4 zile înainte, în jurul orei 13:30, cei doi domni spărseseră ușa unei anexe din spatele unui bloc din sectorul 2, de unde au sustras un căruț ce conținea mai multe materiale din fier. Ei erau fierți pe fier. Se duceau la colectare. Deci era un căruț cu fier în boxă. Nu știm, asta e polițiștii. Era tot al lor și l-au încuiat acolo. Nu, că au spart ușa. Au spart pe cineva, le-a încuiat ușa. Ei lăsaseră parcat. A, era al lor și era confiscat acolo. Polițiștii secției 6 poliție de pe raza sectorului 2 trebuie să dea mai multe amănunte. Și oricum, tot la elaborarea respectivă, s-a aflat că cei doi întreprinzători s-au mai odihnit puțin, iar mai pe seară, pe la 8:30, și-au mascat fețele și-au intrat într-un șantier de unde au furat un picamăr. Concentrați. Cred că au vrut pe lucruri grele, știi, picamărul ăla. Au vrut să ajute la șantier la scoaterea șinelor. Băi, cred că zis că unele sunt scoase, dar încă e în curs de... E în plin proces de scoaterea șinelor vechi. Deci s-au gândit. Șantierul. Și au zis, bă, mai stăm după oamenii aia, să... Dă o mână, dar știu, doamne, duceau înapoi pe cameră după ce terminau lucrarea. Da. Practic au împrumutat niște scule ca să facă, știi cum era filmul ăla, cum să furi un milion. Da. Peter O'Toole și Audrey Hepburn, cred.
sau Catherine Hepburn. Aici nu știu. Când erau foarte tineri. Așa și ăștia, cum să furi șine de tramvai. Practic se construiește tot, faci jos mai întâi de căruț. Că, na, după și-a care furos de unelte, practic. Camărul, da, te duci și obții oameni niște... gospodari români. Da, domnule, întreprinzători. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.